Copiii din învățământul primar al Colegiului Tehnic Transilvania Deva au pregătit o surpriză delicioasă pentru restul școlii sau pentru oricine a trecut la finalul săptămânii trecute prin curtea Școlii Generale numărul 3 din cartierul Dacia. Copiii, alături de educatori și părinți, au organizat standuri cu bucate tradiționale de toamnă, de la celebra zacuscă la murături, gogoșari, porumb, dulciuri, găluște cu prune, must și multe alte bunătăți culinare, oferta fiind una foarte generoasă. Am adus ceai de căpșuni. Eu am adus clătite, Nutella, gem și am adus zacuscă. Eu am adus limonadă, prăjitură cu brânză și chec. Eu am adus prăjitură cu mere, struguri și sucuri. Mie îmi place cel mai mult de la ziua de astăzi gogoșile. Mie cel mai mult la ziua de astăzi mi-au plăcut toate lucrurile pe care le-au adus oamenii și această sărbătoare frumoasă. Ce v-a plăcut fetelor? Mie mi-a plăcut foarte mult că au venit oamenii și ne-au cumpărat și ne-au donat. Și cum vi se pare tot evenimentul de astăzi, Dorotea? Este foarte frumos evenimentul de la Bunătăți din Transilvania. Îmi place foarte mult. Și anul viitor, când veți fi între a cincea, îl organizați și voi? Da. Vrem să mulțumim doamnei învățătoare și școlii pentru că ne-a oferit această posibilitate să facem așa un eveniment frumos pentru copii, iar cu banii care îi obținem, tot copiii se vor bucura de ei, o excursie sau depinde cât se strâng. Evenimentul denumit sugestiv Bunătăți de Transilvania se află la a treia ediție și este o inițiativă inedită a Liceului Tehnologic din Deva. Bine ați venit la Colegiul Tehnic Transilvania. După cum vedeți, curtea școlii este plină și suntem la a treia ediție a târgului de toamnă al Colegiului Tehnic Transilvania Deva, intitulat Bunătăți din Transilvania. Acest proiect, ca să zic așa, a venit la solicitarea elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru a dezvolta la elevii abilități de comunicare, pentru a dezvolta abilități practice, pentru a dezvolta lucru în echipă și pentru a întări legătura dintre școală și familie. După cum vedeți, este elocvent că părinții sunt implicați în aceste activități, copiii se simt foarte bine, au făcut împreună multe lucruri frumoase, au colaborat cu cadrele didactice și considerăm noi că este un eveniment reușit. Este vorba de un eveniment organizat de clasele din învățământul primar. Doamnele noastre învățătoare, sprijinite cu toată căldura și implicarea de către părinți, bunici, iar elevii sunt cei care câștigă în fiecare an din astfel de activități. Este un moment important pentru că promovează nu doar ceea ce știm și ceea ce facem cu tot sufletul în această școală, ci și ceea ce ne dorim să devenim. Bunătăți din Transilvania, pregătite cu multă, multă dragoste, surprize delicioase de care ne bucurăm astăzi cu toții. Numele colegelor mele, doresc să mulțumim părinților care au fost implicați și care ne-au sprijinit de la primul strigăt, copiilor și direcțiunii noastre care întotdeauna răspunde prezent la tot ce avem noi nevoie, ne pun la dispoziție absolut toate materialele necesare. Este un bun prilej de a ne întâlni, de a socializa, de a lega prietenii, legături, de ce nu de a ne dezvolta abilitățile de antreprenoriat. Educația financiară aduce un plus de valoare în cadrul târgului nostru și pentru că deja este o tradiție, promitem să vă invităm și anul viitor și să ne fiți alături ca de fiecare dată. Prețurile pentru produse au fost la alegerea cumpărătorului. Banii strânși vor fi folosiți drept donații pentru activitățile extrașcolare, excursii, mascote sau chiar în scopuri educative ale elevilor din clasele primare.